Biblioteca județeană Ion Minulescu a împlinit 91 de ani de când sprijină actul cultural slătinean și reprezintă o colecție infinită de informații vitale în dezvoltarea personală a fiecăruia. Pentru a marca această ocazie specială, la bibliotecă au avut loc mai multe momente artistice, de la călușari până la teatru și spectacole de cor. La 91 de ani de bibliotecă publică în municipiul Slatina, avem o sărbătoare deosebită, sărbătoarea noastră de suflet, care va fi, în care se va decerna trofee și diplome pentru colaboratorii noștri importanți și vom avea un spectacol foarte frumos susținut de ansambluri și un vernisaj al copiilor tinerilor pictori din municipiul Slatina. Biblioteca județeană este o instituție aflată într-un proces amplu de modernizare, iar astăzi serviciile ei pot fi accesate de oricine. Pentru a premia activitatea desfășurată pentru comunitate, fiecare colaborator a primit diplome și trofee. Cei prezenți la eveniment au transmis mai multe urări bibliotecii în prag de aniversare. Cu ansamblul meu de copii oltenași suntem colaboratori ai Bibliotecii Județene, căreia îi mulțumim pentru încredere și pentru invitație în același timp. Le urăm ani mulți, cât mai mulți cititori și să ne vedem în continuare cu cât mai multe evenimente și cu evoluția noastră a celor ce depășim pragul înspre bine. Am venit să servăm cei 91 de ani de când s-a înființat Biblioteca Județeană. Se spune că domnul director Aurelian, PSA Aurelian, a dat primele cărți la bibliotecă, apoi s-a înființat biblioteca și la cerințele, rugămintele domnului director al bibliotecii ne-a invitat o parte din formația de călușari. Am venit la bibliotecă să facem și noi un concurs, să dăm un spectacol frumos doar cu călușari. Așa am primit, așa s-au rugat, așa ne-au cerut, asta am adus și noi. Venim pentru partenerii noștri de aproape 17 ani cu un colaj de divertisment, de muzică ușoară românească, muzică ușoară italiană, un moment de pop opera și multe, multe alte surprize. La mulți și frumoși ani, multă sănătate întregului personal, personalului aflat la conducere, binecuvântări dumnezeiești, pace și liniște în casa lor și la cât mai multe și mai multe aniversări. Sunt un om al scrisului și al cititului și locul meu într-un asemenea moment aniversar este aici. Este o bibliotecă cu o dotare specială, extraordinară, cu o cuprindere mare, că este bibliotecă municipală și mă bucur că am fost invitat. Sunt invitat frecvent în această bibliotecă, am participat la mai multe evenimente. Bineînțeles, tema acestei sărbători este cititul, dar cititul nu poate să existe decât cu scrisul, odată cu scrisul. Biblioteca Județeană organizează constant evenimente culturale pentru publicul slătinean, iar astăzi este una dintre cele mai îndrăgite instituții. Mai mult decât atât, ea dispune de un fond de carte extrem de generos, care poate fi accesat oricând online pe site-ul www.bibliotecaslatina.ro.